Bun, deci liste de cuvinte cheie negative în Google Ads. Cred că acum, de când am început eu, pe 8 octombrie, da, acum suntem pe 11, am creat o campanie, da, și în această campanie o să încep să o optimizez un pic. N-a trecut mult timp, dar totuși e bine la început de optimizat în fiecare zi, pentru că există cuvinte, termeni de căutare care nu au ce să caute în campanie. Și pentru asta eu mi-am creat niște liste, da? Deci noi avem termeni de căutare. Acești termeni de căutare, ei pot să fie buni, dar în termenul de căutare poate să existe un cuvânt cheie care nu ne interesează pe noi. De exemplu, pe noi ne interesează panouri decorative, dar nu ne interesează cuvântul practicer. Și ca să optimizăm acest proces, da, să nu stăm să adăugăm la fiecare campanie, la fiecare grup, cuvântul practicer, putem crea o listă de cuvinte negative. Dacă noi avem cont de Google Ads personal, adică pe contul de Google, asta se face la nivel de cont, da? Sau dacă avem MCM, management ăsta, cum se zice, unde poți să creezi mai multe conturi cu plăți separate, da? Atunci asta se face la nivel de conturi, da? La nivel de, cum să zic, la toate conturile. Deci faci o listă pentru toate conturile pe care le ai în listă, da? Deci eu aici am câteva conturi și mergem la instrumente, listă de cuvinte cheie negative, da? Și aici am creat patru liste deocamdată. Am așa, am brand building, aici adaug numele sau numele domeniul advertiserului, da, și alte derivate. General, adică ceva de genul cuvinte generale, gen gratis, PDF, descărcare, rezumat și tot felul de cuvinte de astea care nu țin neapărat de comandă, da? Magazine. Aici adaug acele magazine care cred eu că nu vor converti sau n-au treabă. De exemplu, dacă scrie cineva cuvânt cheie plus EMAG, e clar că el vrea să cumpere de la EMAG. Cuvântul respectiv poate să înregistreze conversii, da? Adică el a scris EMAG, dar de fapt a cumpărat de la mine. Dar probabilitatea să comande de la mine este foarte mică, respectiv costul pentru acest cuvânt, pentru acest termen de căutare, o să fie foarte ridicat, da? Pentru că majoritatea care o să dea click pe linkul respectiv nu o să mai comande, da? Pentru că ei vreau să comande de la EMAG, nu de la mine. Dar există probabilitatea să comande și de la mine. Deci, acum depinde. Noi putem să lăsăm cuvântul ăsta în test, să-l testăm, da? Și dacă costul pe conversie ne avantajează, adică este unul ok pentru noi, îl putem lăsa, da? Dar din experiență, puțin probabil să fie pe profit. Și mai am încă o listă cu orașe din România, da? Deci, ca să creezi o listă nouă, dai click pe butonul Adaugă, îi dai numele listei și aici începi să adaugi cuvintele cheie, da? Care le consideri negative. Acum, eu o să intru în magazine, da? O să deschid lista asta ca să adaug cuvinte noi și o să dublez această filă, da? Ca să deschid campania și termenii de căutare ca să identific cuvinte cheie negative, da? Mă duc înapoi la campanie. La cuvinte cheie, termeni de căutare. Bun, și aici avem. Deci uitați-vă, este cuvântul practicer, da? Deci vizitatorul din Google care a scris cuvântul panouri decorative, practicer, el este interesat de panouri decorative, vând și eu. Dar el vrea de la practicher, probabil este în zonă, e aproape să ajungă la practicher, îi trebuie acum să cumpere, nu să comande pe internet, da? Și atunci cuvântul ăsta eu trebuie să-l adaug la negative și-l adaug la magazine pentru că practicher este un magazin, da? Vin aici, l-adaug plus, salvați. Deci eu l-adaug aici, dar asta nu înseamnă că el se va adăuga și la lista mea de negative. Pentru asta trebuie să merg la cuvinte negative și adăugând pe plus, da? Să selectez de aici, adaug o listă. Da? Aleg campania la care vreau să o adaug
și selectez de aici lista de cuvinte negative pe care vreau să o adaug. O selectez și o adaug, da? Dau save. Eu le-am adăugate deja. Am orașe, magazine, general și brand building, da? În plus, la asta am mai adăugat și advertiserul, da? Cu cuvintele negative adăugate în TOS, post-TOS, cum se numește la în condițiile magazinului. Lista din condițiile magazinului am adăugat aici, da? Dar cred că sunt și în brand building, cred. Bine, nu e lista asta. Să-i dăm o căutare. Textul cuvântului cheie conține KHI. Aplicăm. Da, există. Bun, asta odată cu listele negative, da? De ce am mers înapoi, ce ai făcut? Bun, mai departe, da? Hai să mai vedem ce mai avem pe aici. Asta ce fac, ce aș putea eu să fac manual. Mai există cuvinte cheie, cred că am făcut și un video pe YouTube, în care procesul ăsta de optimizare a cuvintelor cheie, a termenilor de căutare, e un pic mai optimizat, da? Și se face în dependență de statistici, da? Adică se descarcă raportul ăsta în Excel și prin Power Query încerc să filtrez după câteva criterii, după numărul de afișări, după rata de conversie, după rata de click, da? Deci sunt niște criterii după care eu filtrez acești termeni de căutare și adaug la negative. De exemplu, dacă a avut 10 click-uri și n-a avut nicio conversie, bine, 10 click-uri e puțin, poți să dai până la 100 de click-uri. Da? Și dacă n-a avut nicio conversie, atunci îl elimin, da? Deci nu este un cuvânt, un termen de căutare potrivit. Sau însă după click-uri, da? Mai există după cost, da? Te uiți, de exemplu, dacă cuvântul, dacă produsul respectiv ar înregistra o conversie, eu cât câștig de pe urma acestei conversii? Câștig 5 lei, da? De exemplu. Acum uit aici, în termen de căutare sau la cuvinte cheie, dacă cuvântul cheie respectiv are un cost de 5 lei și încă nu a înregistrat nicio conversie, da? E problemă la cuvântul respectiv. Ori intru la termen de căutare și văd ce termen de căutare nu s-ar potrivi și îl elimin, mai testez o dată și dacă tot nu se înregistrează conversii până la costul de 5 lei, atunci e clar că sunt puține șanse pentru mine acest cuvânt să fie profitabil. Deci există cuvânt cheie, da? După care te promovezi. Cuvântul respectiv poate să înregistreze conversii, poate să nu înregistreze conversii, poate să înregistreze conversii profitabile pentru tine, da, la un cost mic. Poate să înregistreze conversii, dar să fie la un cost mare, care tu nu-ți permiți, da, pentru că tu ești în minus pe profit. Da, din ce motiv se întâmplă acest lucru? Pentru că pe cuvântul respectiv este concurență foarte mare și într-un magazin, da, concurent cu tine, rata de conversie este mai mare. Ori magazinul respectiv are o încredere mai mare și convertește mai des, respectiv costul pe click, costul pe conversie este mai mic la el și el își permite, intră pe profit, da? Dar tu respectiv intri pe minus, da? Pentru că majoritatea conversiilor se duc la el. Da? Deci tu nu ești concurențial cu produsul respectiv pe piață. Da? Deci la el sunt toate comenzile, majoritatea comenzilor, la tine sunt mai puține. Și în cazul ăsta trebuie să faci ceva ca să, bine, în cazul în care ești magazin online, dar în cazul meu când eu sunt afiliat, nu am ce să fac modificări la produsul respectiv, efectiv opresc promovarea pentru produsul respectiv pentru că este, nu sunt concurențial, nu eu, magazinul. Eu pot să optimizez aici, orice optimizare pot să fac eu, dar nu o să scot conversii. Adică eu dacă încep să optimizez anunțul, termenii de căutare, să adaug extensii, eu pot să măresc rata conversiei, da, acolo cu 10%, 15%. Dar asta e puțin pentru a ajunge pe o poziție satisfăcătoare, da? Deci, în principiu, ca și afiliat, da? Deci, dacă te uiți, dacă cuvântul respectiv a consumat mai mult decât tu poți să încasezi, liniștit poți să-l scoți din
promovare și să cauți acele produse care îți aduc ție profit, da? Adică care au o rată de conversie bună și costul pe conversie este mai mic decât valoarea conversiei înregistrate, da? Bun, asta este despre cuvinte cheie și acum putem să le mai analizăm un pic. De exemplu, Brico Depot, da? Deci tot este un magazin care probabilitatea să convertească tot este foarte mică și atunci o să mergem la liste de negative și îl adăugăm la magazine. Eu probabil am adăugat deja pe ăsta. Hornbach. Brico Depot, cadă de vânzare, sunt mai general termenii respectivi. Good but, nu știu ce asta. Romstal, iarăși. Asta nu știu, e magazin sau e brand? Cred că e brand, dar până la urmă, dacă caut o Romstal, nu înseamnă că produsul meu o să convertească. Anume, lista asta care o creez eu acum, ea pe viitor se lărgește, da? Și în timp, folosind-o la alte campanii, îmi va fi mult mai ușor, da? Pentru că nu va trebui să le creez din nou. Asta e ideea cu lista, da? Deci ai creat-o, ai băgat-o acolo și n-ai treabă. O folosești la fiecare campanie. Bine, că la unele campanii s-ar putea să-ți dai singur în cap cu cuvântul cheie negativ, dar le identifici până la urmă, nu-i problemă. Timișoara, da? Deci asta probabil a convertit încă înainte de a adăuga orașele ca și negative, da? Mobilă Kappa Timișoara. Vedem. Da, deci cam asta e cu orașele. Ca să nu stai să pierzi mult timp, că sunt 1000 și ceva de termeni de căutare, da? Faci o sortare după numărul de afișeri, da? Și le cauți în primele 10-20, da? Termeni de căutare. Că mai încolo, oricum, ai înregistrat câte o afișare și nu contează. Important să le optimizezi pe ăsta care înregistrează mai multe conversii, afișeri, da? Și la această campanie lansată pe data de 8, avem și o conversie. Nu este nici mult, nici puțin, dar numai că la conversia respectivă nu s-a înregistrat termenul de căutare, din păcate. Asta este enervant la Google, că au început să elimine termenii de căutare, nu-i afișează pe toți și nu prea poți să-ți dai seama. Deci dacă ne uităm noi aici, avem, da? Avem 137 de click-uri și dacă ne ducem la termen de căutare, 137 am zis, nu? Și aici avem 61 de click-uri, da? Deci restul până la 137 nu avem aici. Din ăștia restul click-urilor s-ar putea să fie cuvinte termen de căutare de aici, din listă, dar s-ar putea să fie și alți termeni de căutare după cum este ăla care a convertit, da? Deci dacă mergem în grupuri de anunțuri la rata de conversie ca să-l filtrez, să-l identific, ăsta este cuvântul care a convertit, a înregistrat o conversie în valoare de 53 de lei și CPC-ul mediu este 0,30, pentru că eu i-am setat la campania asta CPC manual, pentru că este la început, nu știu dacă pot să-i bag altă, bine, pot să-i bag, dar la început setez manual, da, ca să văd cum merge rata de conversie, cum merg clicurile și după asta
o să o bag la CPA, la cost per action. Dacă campania asta o să meargă bine, dacă nu merge bine, pauză. Da. Da, și dacă intrăm în grupul respectiv, avem cuvântul cheie oglindă de perete, da? Deci, asta este cuvântul cheie, da, care a afișat anunțul care a convertit, da, la 5 clicuri. Asta nu înseamnă că gata, cuvântul ăsta o să înregistreze o grămadă de conversii. Nu, a înregistrat acum, pe urmă, cine știe dacă mai înregistrează, da? Deci a fost așa. Deci, asta deocamdată este profitabil, dar are statistici foarte puține ca să-ți dai seama dacă cuvântul respectiv. Bine, el este bun, dar trebuie să-l optimizezi, da? Deci rata de conversie 20, asta nu zice nimic. Deci statisticile sunt foarte puține ca să tragem o concluzie. Și dacă mergem la termeni de căutare, vedem aici o grămadă de termeni de căutare, avem doar 3 clicuri și celelalte 2 clicuri care unul din ele l-a înregistrat, nu l-avem aici. Deci nu putem să ne dăm seama după ce termen de căutare a fost înregistrată conversia, da? Deci aici vedem iarăși chica care trebuie eliminat, poate chiar a înregistrat și după cuvântul cu cheie chica a înregistrat conversie, da? Posibil. Dar, din păcate, nu putem să vedem. Iarăși și magazin, JISC, Kika. Astea toate trebuie eliminate. Eu creasem campania, o lansasem și n-am adăugat listele de negative și probabil din cauza asta s-a început să se înregistreze. Că dacă mă duc pentru ziua de ieri, nu cred că o să mai vedem aici magazine. Nu mai sunt, da? Deci, după ce le-am eliminat, nu mai apar ca și termen de căutare. Practic, noi nu ne afișăm. Da, deci, ce să zic, o să mai înregistrez un video cu optimizarea termenilor de căutare, dar e cam devreme, da? Deci sunt foarte puține clicuri. Ce am mai optimizat aici? Am oprit acele cuvinte cheie, da, care sunt cu prețul pe click sub suma licitată pentru afișare în prima pagină, da? Deci cuvintele cheie respective care sunt sub suma licitată, da? Eu pot să-i măresc CPC-ul, da? Dacă aș avea un buget suficient. Dacă nu am, eu pur și simplu le pun pe pauză, da? Deci aceste cuvinte cheie poate să convertească, poate să înregistreze conversii, dar probabilitatea este foarte mică, da? Pentru că noi cu aceste cuvinte cheie ne afișăm foarte jos, da? Din cauza că noi nu avem un CPC suficient de bun ca să concurăm în partea de sus, da? Și atunci ne afișăm, dar ne afișăm în partea de jos, respectiv rata de click este mică, rata de conversie este mică, totul este mic. Și de aceea, mai bine le pun pe pauză, las acele cuvinte cheie care au un CPC suficient de bun ca să se afișeze în pozițiile de mai sus, cu ele încerc să înregistrez conversii, să fiu pe profit și după asta dau drumul și la cuvintele astea, da? Măresc CPC-ul maxim, da? Și dau drumul și la restul cuvintelor. Da? Asta e tactica, da? Dar deocamdată să vedem. Oricum și bugetul este redus, 10 lei pe zi. O să las așa să testez o săptămână, să vedem ce conversii mai înregistrăm și dacă nu mai înregistrăm suficiente conversii sau afișeri, o să mai încerc și metoda de licitare pe conversii, da? Adică strategia. Unde sunt strategiile? Buget aici. O să încerc și pe varianta cu maximizați numărul de conversii, dar cu un cost per achiziție limitat, da? Adică o valoare limitată. Poate sau poate nu, da? Vedem. Testăm. Testăm să vedem. Important este că o conversie s-a înregistrat și în platforma 2Performant,
adică un tub performant, și aici, da? Deci conversiile se înregistrează și totul este în regulă, da? Deci totul este funcțional, rămâne să vedem ce rezultate magazinul respectiv o să ne aducă, da? Pentru că există unele magazine care rata de conversie este foarte mică și atunci este foarte greu să-l promovezi și nu prea are rost, da? Mai bine găsești un magazin care are o rată de conversie bună și te joci cu el, da? Ca să-l baci pe profit și tot așa, da? Bun, dar de ce ce-i dăm save, da? Și lista asta o îmbunătățim în timp, da? Și o folosim la celelalte campanii, da? Aici mai jos avem lista de campanii care folosește această listă, da? Și putem de aici chiar, cred că, să mai adăugăm aplicați campaniilor, selectăm campania, da? Și dăm salvați, da? Deci asta este o campanie care nu folosește această listă, dar oricum este o campanie care nu rulează în momentul de față. Bun, deci cam atât. Dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii.